Zice, ferice de noi dacă suferim, când suntem vorbiți de rău sau nedreptățiți. Legat de Ioan capitolul 3, cuvântul Domnului ne-a vorbit cât de important este ca să privim spre Domnul Iisus Hristos, să ne încredem în El, să fim născuți din nou și ca oameni născuți din nou, copii ai lui Dumnezeu, să ne trăim viața în această natură duhovnicească pe care am primit-o. Știm că la nașterea din nou am primit natura duhovnicească, omul cel nou, creația nouă, dar realitatea este că ducem cu noi mai departe și natura adamică, da? Și cele două sunt în conflict, dar viața de credință se bizuie pe ajutorul și sprijinul lui Dumnezeu, nu pe eforturile noastre. Dar trebuie să cooperăm cu Dumnezeu, altfel nu se întâmplă nimic. Aș dori să citim Ioan capitolul 10, am să citesc mai mult și poate vom continua din textul acesta data viitoare, dar atât cât ne permite timpul o să spicuim câteva gânduri. Ioan capitolul 10, vom citi primele 39 de versete. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit care nu este păstor, ci ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl, și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare între iudei. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun, de ce l-ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului. Era iarna. Și Iisus se plimba prin templu pe sub privorul lui Solomon. Iudeii l-au încurjurat și au zis, până când ne tot ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne de slujit. V-am spus, dar a răspuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu și eu le cunosc, ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți
și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Atunci iudeii iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl meu, pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Iudeii au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu care ești om te faci Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei. Dacă legea a numit Dumnezei pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desființată, cum ziceți voi că hulesc? Eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume și aceasta pentru că am zis în Fiul lui Dumnezeu, dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți, dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. La auzul acestor vorbe căutau iară să-L prindă, dar El a scăpat din mâinile lor. Amin. Am citit mai mult, să rămânem cu imaginea aceasta de ansamblu, în care Domnul Iisus în acest capitol începe cu această pildă. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. În pilda aceasta Domnul Iisus ne arată în lumină și un păstor adevărat, bun, care intră pe ușă, ne arată și un staul, da? Și ne arată și despre aceia care încearcă să intre în staulul oilor pe altă parte. Și Domnul îi numește hoți și tâlhari. Vorbește despre faptul că păstorul adevărat intră pe poartă în staulul oilor. Portarul îi deschide, el intră în staul, acolo își cheamă oile pe nume, le scoate afară din staul și apoi merge înaintea lor pentru că îi cunosc glasul, spune Domnul în pilda aceasta. Și mai arată și faptul că oile nu merg după un străin pentru că nu cunosc glasul străinilor. Privind aceste elemente care descriu pilda aceasta spusă de Domnul Iisus Hristos, concluzia a fost că Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ceea ce le vorbea. Sunt mulți oameni care nu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu atunci când îl citesc pentru prima dată sau când îl aud. Și pentru aceasta este mare nevoie ca cineva să vină și să le explice cuvântul lui Dumnezeu. În situația aceasta, când Domnul spune această pildă, de la versetul 7, Domnul Iisus dă o explicație cum nimeni nu o poate da. Deci la explicația aceasta, Domnul Iisus, legată de pilda aceasta cu oile și păstorul, cu staulul, da, nu se poate adăuga absolut nimic, dar rugăm pe Domnul să înțelegem explicația pe care Domnul Iisus o dă cu privire la ușa de intrare, cu privire la păstorul cel bun, cu privire la cunoașterea păstorului, cu privire la a-l urma pe păstor și cu privire la a înțelege cine este păstorul și nu numai atât, de-a-l cunoaște cu adevărat, dragii noștri. Domnul Iisus spune aceste cuvinte. Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor, ușa de intrare în staul. Și poate ne întrebăm, dar ce reprezintă staulul acesta pe care Domnul Iisus intră înăuntru prin această? Pe poartă, așa spune în pildă, și spune, eu sunt poarta, ușa de intrare în staulul oilor.
Putem înțelege într-un mod foarte clar că în lăuntru, în staul, se află, din punct de vedere spiritual, turma lui Dumnezeu. Oamenii mântuiți de-a lungul tuturor veacurilor și cu precădere am putea să ne gândim la în cei care fac parte din această dispensație a Harului, în această perioadă de timp, și anume cei care aparțin Bisericii Domnului Iisus Hristos. Dragii noștri, în lăuntru, în staul, staulul reprezintă cel mai important loc unde se poate adăposti turma lui Dumnezeu. Locul siguranței, locul protecției lui Dumnezeu. Ca să te afli în lăuntru, oile n-au cum să sară peste gard. Păstorii falși n-au ce căuta să intre în staul pe altă parte, pentru că Domnul îi numește hoți și tâlhari. O ușă de intrare, ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, ca să intri în turma lui Dumnezeu, ca să faci parte din familia binecuvântată a lui Dumnezeu. Nu poți decât să intri pe ușă. Și Domnul Iisus spune cu atâta claritate lucrul acesta: eu sunt ușa oilor. Dragii noștri, trăim în această vreme a marilor confuzii. Ca unii care suntem informați mai mult ca niciodată, generația de astăzi este extrem de informată datorită mijloacelor, mass media, internet sau ce vrem noi, televiziune, radio și așa mai departe. Toate aceste mijloace nu fac nimic altceva decât să ne informeze pe noi oamenii. Și într-o lume atât de bine informată, sunt mii de forme de credință și de religie prin care întemeitorii acestor forme de religie spun: veniți la noi și noi vă ducem la Dumnezeu, sau noi mijlocim pentru voi la Dumnezeu, sau dacă veniți la noi și ascultați ceea ce vă spunem noi, cu siguranță facem tot posibil să vă ducem la Dumnezeu. Și în această învățătură care cuprinde mințile și viețile oamenilor, putem să vedem realitatea tristă a societății noastre moderne, în care oamenii nu știu încotro să se îndrepte. Și secularismul acesta, îndepărtarea de Dumnezeu, este evidentă mai mult ca niciodată. Și poate ne întrebăm, au rămas fără greutate cuvintele Scripturii? S-a schimbat Dumnezeu? Nici de cum. Nici o iotă din Scriptură nu poate fi desființată. Cu atât mai mult cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, acela care s-a întrupat și a locuit o vreme pe planeta noastră în mijlocul creației Lui. Eu sunt ușa oilor, și întărește cu acest cuvânt adevărat, adevărat, un cuvânt, dacă îl găsim în Noul Testament, rostit de Domnul Iisus și cu precădere doar El l-a rostit, este similar cu ceea ce găsim în Vechiul Testament: Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului era un cuvânt adresat Domnului Iisus înainte de întrupare, și El fiind de o potrivă cu Dumnezeu. Domnul Dumnezeu. Adevărat, adevărat vă spun. Deci nu se poate adăuga nimic. Eu sunt ușa oilor. Reprezentarea aceasta figurativă a credincioșilor prin oile care merg după păstor, da? Arată cât de puternic ar trebui să fie relația dintre cei credincioși și marele păstor al oilor, Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Aici poate să nu înțelegem greșit că Domnul Iisus ar fi făcut referire la profeții sau prorocii Vechiului Testament sau la oamenii lui Dumnezeu, nici de cum. Aici Domnul Iisus Hristos arată despre toți aceia care au chemat oamenii spre ei, nici de cum spre Dumnezeu, pentru că aici este marea înșelare a religiilor. Oamenii sunt invitați la oameni și după aceea oamenii respectivi să-i ducă pe oameni la Dumnezeu. Este o erezie
da? Modul acesta de abordare, pentru că Dumnezeu a ales să se descopere oamenilor în diferite moduri. S-a descoperit în creație, s-a descoperit în conștiința umană, în lăuntru ființei fiecărui om și de acolo vorbește Dumnezeu în cugetul nostru, este glasul lăuntric prin care Dumnezeu ne înștiințează și Dumnezeu în mod special ne-a vorbit și ne vorbește prin Scripturi, da? Cuvântul scris, revelația scrisă a lui Dumnezeu. Domnul Iisus arată cu privire la ceilalți, da? Că sunt hoți și tâlhari și îi explică lucrul acesta. Versetul 9 spune, eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Niște adevăruri atât de puternice în cuvintele acestea ale Domnului Iisus Hristos, când vorbim despre mântuire, când vorbim despre salvarea sufletului nostru de la o pierzare veșnică, când vorbim despre faptul că în momentul nașterii din nou, momentul întoarcerii la Dumnezeu, în lăuntru ființei noastre pătrunde Duhul lui Dumnezeu care ne înnoiește și așează în noi creația nouă, omul duhovnicesc care poate fi receptiv la glasul lui Dumnezeu, când ne gândim la momentul acela, la mântuire și efectele ei, înțelegem prin această exprimare a Domnului Iisus Hristos că dacă vrei să fii mântuit, dacă vrei să intri în familia lui Dumnezeu, dacă vrei să faci parte din ceata celor răscumpărați care vor moșteni cerul, împărăția lui Dumnezeu, ai nevoie imperios de Domnul Iisus Hristos. Poate vei spune, aceasta e predică de evanghelizare, hai să o ducem oamenilor. Foarte adevărat, în primul rând trebuie să o ducem înaintea oamenilor. Dar ne gândim la noi, care Domnul ne-a făcut parte, să intrăm în familia lui Dumnezeu, vom înțelege greutatea acestor cuvinte ale Domnului Iisus care urmează. Eu sunt ușa, da? Dacă intră cineva prin mine va fi mântuit, și continuă. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Cu alte cuvinte, din momentul intrării, da? Pe ușă, din momentul primirii mântuirii sufletului, de acolo ai nevoie de hrană spirituală, ai nevoie să intri în staul, dar să ieși din staul și să te duci să te hrănești. Și păstorul merge înaintea oilor și își duce turma la pășun verzi, cum spune David în Psalmul 23. Ți înviorează sufletul, te duce la ape de odihnă, se preocupă de creșterea spirituală a omului duhovnicesc care va moșteni împărăția lui Dumnezeu. De aceea Ioan 10, cuvintele acestea Domnului Iisus, care reflectă imaginea marelui păstor, care vom vedea prin ceea ce a spus el, care și-a dat viața pentru oile sale. Întrebarea se pune, ai intrat pe ușă, slavă lui Dumnezeu, dar fiind în turma lui Dumnezeu va trebui să înveți cunoașterea glasului stăpânului, a păstorului, va trebuie să înveți să mergi după el când te scoate la pășune și când se preocupă de viața ta, va trebui să înveți să-l cunoști, va trebui să înveți să umbli cu el, va trebui să crești, să te dezvolți. De ce? Ca să te pregătești pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu. Dragii noștri, eu nu vreau să spun cuvinte neînțelese sau sofisticate, dar vreau și mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să sape adânc aceste adevăruri rostite de Domnul Iisus în inimile noastre și în felul acesta să ne ancorăm, da, în promisiunile lui Dumnezeu și să înțelegem cu adevărat că Domnul Iisus nu rămâne doar o persoană istorică marcantă de-a lungul vremii. El este Dumnezeul întrupat care a venit în mijlocul creaturilor lui ca să ne descopere și să ducă la deplinire lucrarea de mântuire care a pus-o la dispoziția tuturor oamenilor. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Trei lucruri pe care le face hoțul. Și aici avem o reprezentare figurativă, da? Care țintește direct, da? Spre oponentul lui Dumnezeu, spre vrăjmașul lui Dumnezeu și al nostru. Hoțul, am putea să vedem imaginea lui Satan, vârâșul fraților noștri, da?
Șarpele cel vechi are atâtea denumiri în Scriptură, da, prin care ne descrie cât de ostil este lui Dumnezeu și cât de mare este acest vrăjmaș al lui Dumnezeu, care nu se bucură sau cel puțin nu se gândește ca să împartă iadul doar cu îngerii lui. El vrea să ducă mulțimi mari de oameni în focul cel veșnic. Și reușește prin faptul că hoțul face aceste trei lucruri. Fură cuvântul lui Dumnezeu din inima omului, da? Dumnezeu îi vorbește omului în diferite moduri și chipuri. Și vrăjmașul acesta vine să fure, să junghe, adică să rănească și să prăpădească în final. Când vorbește Scriptura de pieire sau prăpădenie, vorbește despre despărțirea totală de la fața lui Dumnezeu. Și vrăjmașul acesta, hoțul acesta, încearcă în fel și chip, da? Să înșele, spune Scriptura, dacă este cu putință chiar și pe cei aleși. El nu are de-a face doar cu lumea aceasta, pentru că el e sigur, da, de lumea nemântuită, că îi aparține lui, dar el are mod de-a face cu noi, cei credincioși, și caută în fel și chip să facă aceste stricăciuni, să fure cuvântul lui Dumnezeu, care ne poate da siguranță, să ne rănească, da, în diferite moduri și chipuri, și în final, dacă este cu putință, încearcă să ne ducă într-o stare de confuzie încât să nu ajungem la Dumnezeu. Aceasta e lucrarea hoțului. Domnul avertizează și spune clar ce face oponentul păstorului adevărat. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. În comparație cu ceea ce face vrăjmașul lui Dumnezeu, Satan, lucrarea Domnului Iisus Hristos este ca să dea viață celor mântuiți. Și s-a vorbit despre viața veșnică, se vorbește în capitolul acesta de importanța vieții veșnice, și lucrarea scumpă a Domnului Iisus Hristos este ca să ne hrănească, să ne dea viață din Dumnezeu, să se preocupe de creșterea noastră și de pregătirea noastră pentru eternitate, pentru veșnicie. Dragii noștri, el face lucrarea aceasta în prima parte a acestei sesiuni legate de păstorul cel bun, poate vom mai vorbi o dată sau de două ori din textul acesta, vom continua. Vreau în prima parte să privim la lucrarea marelui păstor câteva gânduri și vom continua data viitoare. Venirea Domnului Hristos, la lucrarea sa de mântuire, el fiind ușa, da, nu există altă cale, altă ușă, așa cum spune Ioan 14:6, eu sunt calea. Sau Evrei capitolul 10 spune că s-a croit o cale nouă și vie, o cale atât de sigură încât nu te poți rătăci dacă intri pe ușă. Pe această cale pe care Dumnezeu ne invită să mergem și să umblăm cu el, este calea siguranței, dar mă întorc la aspectul acesta al vieții spirituale. De ce biserica este adormită în zilele acestea? De ce somnul acesta al contopirii cu lumea și-a pus atât de mult amprentă asupra vieților celor credincioși? De ce viața de credință este doar o viață de etichetă, de emblemă? De ce nu este viață spirituală? Există un singur răspuns, dragii noștri, la aceste întrebări. Se pune problema cât de puternică, cât de strânsă este relația, da, celui mântuit cu păstorul, cu adevăratul păstor care se preocupă de pășune, de creșterea noastră spirituală. Și aici ne putem pune întrebări, cât de mult citim Biblia, cât timp stăm de vorbă în rugăciune cu Dumnezeu prin Domnul Iisus, cât de mult ne petrecem viața în timpul zilei. Știți că putem să vorbim cu Domnul când lucrăm? Da? În gândul nostru putem să stăm de vorbă cu El, ori întregi și nu ne împiedică nimeni. Ești la volan și poți să te rogi și să stai de vorbă cu Dumnezeu. Dar depinde ce dai voie minții să pătrundă acolo. Oricum, comunicarea cu grijile și preocupările acestei vieți ale lumii, sau cu șaptele vrăjmașului, sau cu poftele păcatului, ori relația de părtășie cu Domnul, și ne întrebăm la ce nivel se află viața spirituală care ar trebui să se manifeste.
în relațiile noastre unii cu alții, în relațiile de familie, în relațiile cu cei nemântuiți. Și dacă venirea Domnului Hristos, lucrarea Lui ca marele păstor este să dea viață și să o dea din belșug, dragii noștri, faptul că nu avem viață de abundență este vina noastră, nu că El nu ar fi dispus să ne zidească, să ne crească, să ne întărească și să facă această viață să fie îmbelșugată, să dea pe din afară. David spune, paharul meu este plin de dă peste el. Cum este paharul vieții noastre în ce privește binecuvântările harului pe care Domnul poate să ne le dea? Este gol? Este la jumătate? Sau dă peste el? Eu nu pot să răspund în dreptul nimănui. Doar vreau să vă încurajez să vă apropiați de marele păstor. Să vă apropiați de cel care este sursa de viață. Dragii noștri, dacă va veni cineva și va îndrepta ochii spre altul sau spre alții, să nu-i credeți. Spunea Domnul Iisus, vor veni mulți în numele meu. Mulți vor veni. Asistăm astăzi și fac această mică paranteză cu mare durere în suflet, cum dacă te privești în mass media sau privești în relatările acestea virtuale, da? Vezi atâtea grupări sau vezi atâtea rupere de biserici și spune cu tare și-a făcut biserică și și-a luat o parte din enoriași și se duc după el. Se duc până la o vreme și după aia nu mai auzi nimic despre astfel de oameni. Pentru că oamenii urmează oameni. Este trist lucrul acesta. Dar când ți-ai pus inima să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, ferice de tine. Nu vreau să fiu înțeles greșit că după ce te-ai întors la Dumnezeu și te-ai întâlnit cu marele păstor, ai nevoie de o biserică locală, acolo unde să fii zidit, crescut și întărit. Deci nu vreau să fiu înțeles greșit că nu trebuie să ne apropiem de un loc în care se vorbește o evanghelie curată, un cuvânt sănătos, de zidire, de creștere. Și slavă lui Dumnezeu că ne-a așezat în astfel de locuri unde putem să primim cuvântul lui Dumnezeu curat, nealterat. Doar să-L punem la inimă și Domnul ne va binecuvânta. Dar haideți să iubim locul acesta unde ne vorbește Dumnezeu. Și prin lipsa noastră și participarea noastră la casa Domnului, marea pierdere, marii perdanți suntem noi atunci când lipsim de la casa Domnului, pentru că pierdem binecuvântările lui Dumnezeu. Le pierdem, dragii noștri. Și ne scuzăm după diferite scuze ieftine. Nu putem să vedem că nu știu ce am avut de făcut sau ce problemă, sau m-a durut capul, sau n-am avut chef, sau am fost obosit și așa mai departe. Și lista aceasta de scuze ieftine poate fi foarte lungă și ne împiedică să venim, să primim binecuvântările lui Dumnezeu. Să ai o viață din belșug înseamnă să ai o relație puternică cu Cel care dă viața. Versetul 11 vine cu un alt adevăr, Domnul, din cele șapte care le găsim în Evanghelia după Ioan. Acesta este al patrulea adevăr. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dragii noștri, cuvântul acesta, eu sunt, este egal în limba greacă și ebraică cu același cuvânt pe care Dumnezeu îl spune lui Moise. Când întreabă, tu mă trimiți la poporul acesta și ce să le spună? Cine m-a trimis? Și Domnul îi spune, du-te și spune-le, cel ce zice, eu sunt, m-a trimis la voi. Cuvântul acesta, eu sunt, este cuvântul prin care se recomandă Dumnezeu în mijlocul creației Lui, în mijlocul oamenilor. Eu sunt Dumnezeul vostru, eu sunt Dumnezeul Creator. Eu sunt stăpânul tuturor lucrurilor. Domnul Iisus Hristos vine cu acest cuvânt și spune, eu sunt Dumnezeul întrupat care stau înaintea voastră. Și de data aceasta am venit să fiu păstorul oilor. Păstorul care va păstori turma lui Dumnezeu, răscumpărații lui Dumnezeu, familia lui Dumnezeu. Și dă indiciul acesta. El ce zice, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oile sale. Și a dat păstorul cel bun viața pentru oile sale? Și a dat-o, dragii noștri. Atunci încă nu ajunsese la cruce, dar iau cuvintele adevărate care urmau să se împlinească. Dacă nu și-ar fi dat viața marele păstor,
Pentru oile sale, noi n-am fi aici, am fi fost pierduți. Dar prin faptul că și-a dat viața, acesta este indiciul suprem că niciun alt păstor nu poate lua locul Domnului Iisus Hristos. Avem nevoie de siguranță, dragii noștri. Avem nevoie de încredere. Avem nevoie să urmăm o cale dreaptă, adevărată. Avem nevoie de adevăr. Avem nevoie de viață. Și avem nevoie mai mult ca oricând într-o lume înșelată de diavolul, într-o lume cuprinsă de atâtea învățături și erezii cum n-au fost niciodată. Oamenii aleargă astăzi după experiențe. Oamenii vor să vadă semne și minune, așa cum spunea și Apostolul Pavel. Iudeii cer semne, grecii minuni și așa mai departe. Și aceasta caută oamenii, da? Să vadă lucruri miraculoase, să meargă la un proroc să-i spună ce se va întâmpla mâine, da? Să-i ghicească cumva, să-i spună viitorul. Și astfel de manifestări sunt căutate în vremurile acestea. Dar de ce n-am venit la sursă? De ce n-am vrea să luăm adevărul care ne va duce în siguranță la Dumnezeu? De ce ar trebui să alergăm spre oameni sau spre astfel de manifestări? Eu n-am nimic cu oamenii aceștia care se recomandă în felul acesta. E problema lor cu Dumnezeu. Cea mai mare problemă este cu cei care merg după ei. Pentru că la un moment dat, așa cum e vorba aceasta în popor, se rupe filmul și atunci ce se mai face? Se strică imaginea și nu mai vezi nimic. Dar al urma pe Domnul Iisus Hristos, al cunoaște, ai auzit glasul și vocea, a primit viață din El, a fi pentru tine cel care îți conduce viața, păstorul cel bun, care intră pe ușă, pe poartă în staulul oilor, da? Are acces la turma lui Dumnezeu care este încredințată, să mergi către El, să umbli cu El, să-i auzi glasul, să primești putere de viață, să fii o mărturie, să ai făclia prinsă, să fii un martor credincios. Nu poți altfel decât să umbli cu El. Aș opri aici ca să fie timp și de rugăciune, dar vă rog, citiți acasă, meditați. Și rugați-L pe Domnul să putem să ne vedem din nou, să continuăm, pentru că aici în capitolul 10 sunt adevăruri atât de puternice, încât cuvintele mele sunt extrem de sărace în a descrie. Dar am convingerea că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a așezat ceva în inima noastră în dimineața aceasta. Să plecăm întăriți, îmbărbătați, în siguranță și să mergem acasă și dacă este cazul să punem genunchii jos și să cerim iertare. Doamne, nu te-am înțeles suficient sau n-am umblat așa cum trebuie cu Tine. Am nevoie să mă apropii de Tine, Doamne Iisuse, ca să-mi conduci viața. Aici trebuie să ne întoarcem, dragii noștri. Dacă vrem să continuăm pe drumul siguranței, pentru că Domnul este aproape, nu? Uneori ne temem dacă îi vom auzi vocea sau nu când ne va striga pe norii cerului, dacă vom fi sau nu pregătiți. Dar, dragii noștri, vă dau un indiciu. Alegeți în fiecare zi să umblați cu El. Și nu vă veți rătăci, și nu veți trăi în nesiguranță, ci veți auzi glasul lui pe norii cerului. El să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze pe toți. Amin.